ați revenit la cele mai frumoase probleme de fizică. În ultimul videoclip din seria problemelor de mecanică rezolvate, cu titlul Bucla, a fost vorba despre un corp care alunecă pe un plan înclinat și apoi intră într-o buclă închisă și alunecă pe suprafața acesteia fără să se desprindă de ea. Și v-am promis atunci că voi reveni cu o problemă un pic mai complexă, în care corpul nu alunecă, ci se rostogolește, se deplasează rostogolindu-se. Și în acest videoclip vă prezint problema promisă. Să vedem întâi enunțul. Să calculăm întâi înălțimea minimă, H1, de la care trebuie să plece bila care alunecă, care nu se rostogolește, ca să poată să parcurgă bucla fără să se desprindă de suprafața acesteia. Așa cum am arătat în videoclipul Buclă, condiția ca bila să nu se desprindă este ca în momentul în care trece prin punctul superior al buclei, vedeți aici un desen, greutatea ei să nu fie mai mare decât forța centripetă necesară pentru parcurgerea buclei, pentru parcurgerea cercului pe care îl reprezintă bucla, pentru că dacă greutatea e mai mare, atunci ea va desprinde corpul de suprafața buclei. Deci condiția este ca greutatea să fie mai mică sau la limită egală cu forța centripetă necesară mișcării corpului pe suprafața buclei. La limită, condiția devine mg, greutatea, egală cu mv pătrat supra r, r mare fiind raza buclei. Se vede că n-are importanță aici masa și această relație ne permite să calculăm ce viteză trebuie să aibă bila noastră, sfera noastră, în momentul în care trece prin punctul superior al buclei, ca să nu se desprindă de aceasta. Și această viteză este dată de relația V pătrat egal cu G ori R. O relație foarte importantă pentru ceea ce urmează. Acum putem analiza ceea ce se întâmplă din punct de vedere energetic. Când bila pleacă, începe să alunece de pe planul înclinat, ea se găsește, să spunem, la înălțimea H1 și atunci are energia potențială MGH1. Pentru că nu există frecări, energia ei trebuie să fie aceeași energia ei totală în momentul în care va trece prin punctul superior al buclei. Deci pot să scriu egal și să scriu în dreapta energia pe care o are sfera când trece prin punctul superior al buclei, dar acolo ea are două feluri de energii. Odată are energie potențială, din nou, pentru că nu se găsește la nivelul solului, la nivelul de la care măsurăm înălțimile, de la baza buclei, ci se găsește la înălțimea 2R mare. Așa că are odată energia potențială mg ori 2R mare plus mai are și energie cinetică. Trebuie să aibă energie cinetică pentru că trebuie să aibă această viteză, măcar această viteză. Și atunci are energia cinetică 1 pe 2 mv pătrat, dar v pătrat este gr, așa că energia cinetică minimă pe care trebuie să o aibă este 1 pe 2 mgr. Deci plus 1 pe 2 mgr. Se vede că ecuația se poate împărți la produsul m ori g și obținem că H1 este egal cu 2r mare plus 1 pe 2r mare, adică H1
este 5 pe 2 R mare, deci înălțimea minimă de la care trebuie să plece sfera care nu se rostogolește, ci alunecă pe planul înclinat, ca să parcurgă bucla fără să se desprindă de aceasta, este dată de relația 2,5 R. Trebuie să fie de 2,5 ori mai mare decât raza buclei. Acum să facem analiza energetică a problemei pentru cazul bilei care se rostogolește. Nu avem nici acum pierderi de energie prin frecare, dar de data asta sfera nu alunecă pe suprafețele pe care se mișcă, ci se rostogolește. În cursul de aplicații cu titlul Momente de inerție, am făcut o analogie între mișcarea de translație și cea de rotație și am arătat acolo un tabel pe care vi-l arăt din nou cu corespondențele pe care vi le-am prezentat legate de cele două mișcări. Și am arătat acolo și că dacă un corp se rotește în jurul unei axe de simetrie, el are o energie cinetică de rotație, deci avem și energie cinetică de rotație, nu doar energie cinetică de translație, care se poate calcula cu relația, energia cinetică de rotație, 1 pe 2 I ori omega pătrat, unde I este momentul de inerție al corpului care se rotește față de axa în jurul căreia se rotește, iar omega este viteza unghiulară cu care se rotește corpul nostru. Tot acolo am dedus și momentul de inerție pentru o sferă, și anume I este 2 pe 5 mR mic pătrat, unde M este masa sferei, iar R mic este raza sferei care se rotește. Care este diferența între cazul în care sfera se rostogolește și cazul în care ea alunecă? Diferența este că în momentul în care sfera care se rostogolește trece prin punctul superior al buclei, ea are nu două feluri de energii, ci trei. Are aceste două energii despre care am discutat în cazul bilei care alunecă, adică are această energie potențială și această energie cinetică, energia cinetică de translație, despre asta e vorba în acest termen, trebuie să fie aceeași ca mai înainte. Pentru că forța centripetă nu depinde decât de viteza liniară a sferei, a bilei, a corpului care se mișcă pe o traiectorie curbă. N-are importanță ce altceva mai face el. Că se mai rotește, de pildă, se mai rostogolește, ca în cazul bilelor noastre. Și atunci energia cinetică de translație trebuie să fie tot atât, dar mai apare un termen aici. Energia cinetică de rotație. Pentru că bila, sfera noastră, se și rotește și are și această energie. Și atunci putem scrie așa. M ori G ori H mic 2 este energia potențială a sferei care urmează să se rostogolească când pleacă de pe planul înclinat. Ea se găsește la înălțimea H mic 2. Trebuie să fie egală cu, odată cu MG ori 2R, care este energia ei potențială în punctul superior al buclei, plus 1 pe 2 MGR, care este energia ei cinetică de translație și care este tot atât cât a fost și în cazul bilei care aluneca fără să se rostogolească, dar mai avem energia cinetică de rotație, adică 1 pe 2 I ori omega pătrat. Să luăm acest termen, deci energia cinetică de rotație, 1 pe 2 ori I, dar I, în cazul sferei, este 2 pe 5 M R mic pătrat, ori omega pătrat. Dar avem următoarea relație. Viteza liniară a unui punct de pe suprafața
sferei care se rotește este produsul dintre viteza ei unghiulară și raza ei, R mic. Cu R mic am notat raza sferei. Și atunci omega de aici se vede că este V supra R mic. Și această viteză este egală cu viteza liniară a sferei. Ca și în cazul unei roți. Un punct de pe roată are o viteză tangențială, liniară, egală cu viteza cu care roata toată se deplasează, deci cu viteza mișcării de translație a roții. Și atunci putem să scriem aici în loc de omega pătrat, V pătrat supra R pătrat, R mic pătrat, R mic se simplifică, deci n-are importanță cât este raza sferei care se rostogolește, iar V pătrat este din nou egală cu G ori R. Am explicat de ce. Pentru că viteza liniară a sferei, în momentul în care trece prin punctul superior al buclei, trebuie să fie tot atât cât a fost și în cazul primei sfere, a sferei care nu se rostogolea. Și atunci, în final, aici, acest termen, energia cinetică de rotație, se poate scrie. 2 cu 2 se simplifică. Aici voi avea în loc de V pătrat GR și rămâne 1 pe 5 MGR. Și am ecuația MGH2 egal cu MG2R plus 1 pe 2 MGR plus 1 pe 2 I omega pătrat și aici ultimul termen este egal cu ceea ce am scris aici. Din nou, ecuația se va putea împărți la MG. Și dacă veți face calculele, veți găsi că H mic 2 este, de data asta, 27 supra 10 R, adică H mic 2 este 2,7 R. Și după cum vedeți, înălțimea minimă de la care trebuie să plece sfera care se rostogolește, este mai mare decât înălțimea minimă de la care trebuie să plece sfera care alunecă, pentru că, așa cum am spus, în momentul în care sfera care se rostogolește trece prin punctul superior al buclei, ea are și energie cinetică de rotație. Deci are în total mai multă energie decât avea prima sferă. Și raportul dintre H2 și H1, acum se vede foarte ușor cât este, H2 pe H1 este 27 pe 25. Și am răspuns la întrebarea problemei. Acum putem face o mică generalizare. Să presupunem că avem un corp, nu neapărat sferă, un corp care se poate rostogoli, de pildă un cilindru, orice corp care se poate rostogoli în jurul unei axe de simetrie și că acest corp începe să se rostogolească pe planul înclinat de la înălțimea H mic, acolo are energia potențială MGH mic și să punem condiția să nu cadă, să nu se desprindă de buclă și atunci când trece prin punctul superior al buclei are odată energia potențială 2 MGR, după cum ați văzut, plus trebuie să aibă măcar energia cinetică de translație egală cu 1 pe 2 MGR și plus mai are și o energie cinetică de rotație, care se calculează, după cum ați văzut, cu relația 1 pe 2 I ori omega pătrat. Dar orice moment de inerție are expresia o constantă înmulțită cu MR mic pătrat. Și omega pătrat
după cum ați văzut, este V pătrat supra R mic pătrat. Așa că ultimul termen, 1 pe 2 I ori omega pătrat, devine C supra 2, această constantă care apare în momentul de inerție, înmulțită cu R mic se simplifică, iar V pătrat este G ori R. Și atunci mai avem M, G, R. Și avem relația M, G, H, egal cu 2 M, G, R, plus 1 pe 2 M, G, R, plus C supra 2 M, G, R. Ecuația se poate împărți la MG și obținem că H este 2R plus 1 pe 2R, 5 pe 2R plus C supra 2R. Și această relație ne permite acum să calculăm înălțimea minimă de la care trebuie să plece orice corp care se rostogolește, în așa fel încât să nu se desprindă de buclă, dacă cunoaștem momentul de inerție al corpului, pentru că dacă cunoaștem momentul de inerție, îi cunoaștem și această constantă. Și avem relația pe care o vedeți, care ne arată că înălțimea minimă de la care trebuie să plece un corp care se rostogolește este egală cu înălțimea minimă de la care ar trebui să plece dacă nu s-ar rostogoli, plus C supra 2 înmulțit cu R. În concluzie, dacă un corp se rotește, se rostogolește, trebuie să plece mai de sus decât cazul în care doar alunecă, pentru a nu se desprinde de buclă, pentru că, așa cum v-am arătat, în cazul în care se rostogolește, are în plus energie cinetică de rotație. Înălțimea de la care trebuie să plece, ne arată această relație, este cu atât mai mare cu cât este mai mare acest coeficient din momentul de inerție al corpului care se rostogolește pe planul înclinat și apoi pe suprafața buclei. Asta înseamnă că în cazul a două corpuri cu aceeași masă, corpul cu momentul de inerție mai mare trebuie să plece de mai sus pentru a putea parcurge bucla fără să se desprindă de ea. În final, o întrebare. Formula pe care am găsit-o ne arată că H nu depinde de R mic, adică de raza sferei sau a unui cilindru. Atunci, de ce se specifică oare în enunț că raza sferelor este mult mai mică decât raza buclei? Pentru că dacă raza sferelor care se rostogolesc nu este mult mai mică decât raza buclei, H mic depinde de raza sferelor. Poate ar fi bine să opriți aici un pic filmul ca să vedeți dacă găsiți singuri explicația. Dacă sferele au raze comparabile cu raza buclei, ceea ce se schimbă este variația energiei potențiale a sferelor în timpul mișcării pe buclă. Priviți, vă rog, acest desen. Ceea ce contează atunci când vorbim despre energii potențiale este cu cât se ridică centrul de masă al unui corp. Dacă razele sferelor sunt foarte mici, așa cum vedeți în primul desen, putem aproxima înălțimea cu care se ridică centrul de masă în timpul mișcării în buclă cu 2R, 2R mare. Și de aceea avem această expresie pentru energia potențială când corpul se găsește în vârful buclei, în punctul superior al buclei. Dar dacă trebuie să ținem seama de razele sferelor, după cum vedeți în al doilea desen, centrul de masă se ridică doar pe distanța 2R mare minus 2R mic, adică 2 pe lângă R mare minus R mic. Și atunci, în expresia energiei potențiale, în acest termen, va apărea și R mic, raza sferei,
sau a cilindrului, raza corpului care se rostogolește. Și în acest caz, evident că și în relația care îl exprimă pe H mic, va apărea și această rază. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!